În monumentul ce străjuiește mormintele sutelor de ostași români morți în prizonieratul din Alsacia germană, în anii 1917-1918, sculptorul Oscar Hahn a sculptat chipul Annie Sheikar, mama jurnalistului, pe care aceasta o iubea nespus, așa cum se cuvine unui fiu să-și cinstească părinții. Putem să spunem că Pavel Sheikar a fost o conștiință lucidă și vizionară a neamului românesc, un istoric și cronicar al vremurilor sale. În completare aș mai aminti și faptul că, în amintirea mamei lui, la Orșova, care mergeți în zonă, sau poate că ați fost, este mănăstirea Sfânta Ana, dedicată mamei lui. Părinte, mulțumim din suflet pentru, o să revin cu cuvinte de mulțumire. Invit pe domnul colonel Roman Vasile, președintele fundației noastre Capela Militară, că avem și noi o surpriză pentru domnul Mircea. Neștiind că domnul Mircea a fost o donație către Biserica Militară din Garnizonul Pocșani, pe numele comandului Brigăzii 282 Infanterii Mecanizată cu Rea Municipalită, domnul colonel Claudiu Mihail Sava, structură de elită a Armatei României și, după foarte mulți, vârful de lance a Armatei României, structură în care domnul Mircea Grosu și-a desfășurat activitatea o bună perioadă de timp, dorim să-i oferim o diplomă de excelență cu însemnul onorific al Brigăzii 282 Infanterie Mecanizată pentru întreaga activitate de promovare a culturii românești și culturii universale în cadrul cercului militar Pocșani, pentru bogata și importanta activitate desfășurată în descoperirea și șlefuirea tinerilor talente în cadrul grupului de copii Antandino, pentru bucuria sufletului care ne oferă prin cadrul grupului seniorii, ne încântă la fiecare început de an și la fiecare eveniment important din cultura noastră, dar mai ales pentru promovarea și omagierea la început de an a marelui poet Mihai Eminescu. Domnul Mircea Grosu a făcut parte din echipa noastră, va face parte în continuare din echipa noastră. Dorim să rămână același om, colaboratorul nostru de nădejde, să promoveze în continuare activitatea culturală în cadrul Cercului Militar Pocșani. Și în încheiere doar să vă dau citire doar unui simplu paragraf. Fie ca dorințele dumneavoastră, domnule profesor, să devină realitate, iar în aceste momente de întâmplătură emoțională, dorim ca bunul Dumnezeu să vă lumineze sufletul, să vă călăuzească pașii pe drumul vieții. Vă mulțumim și vă felicităm! Această frumoasă colecție de reviste cu Mănăstiri Ortodoxe va fi la loc de cinste, va fi trecută în inventarul bisericii noastre militare și să vom duce mai departe. Vă mulțumim din suflet și bună dumneavoastră!
Versurile poetului Grigore Vieru, închinate lui Eminescu, au inspirat o minunată melodie care poate fi numită chiar și un imn închinat lui Eminescu. Inspirația a avut-o Ion Aldea Teodorovici, Eminescu, cu care încheiem spectacolul din această seară în interpretarea grupului Seniori.
Bine ai venit în casa noastră. Dragi spectatori, stimați spectatori, aici a sfârșit spectacolul nostru dedicat poetului național Mihai Eminescu la sărbătoarea limbii române. Vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit și vă invităm și la spectacolele noastre viitoare. Vă dorim un an nou fericit și toate cele bune. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, în primul rând dați-mi voie să mulțumesc acestui admirabil colectiv care v-a fost totdeauna alături în frunte cu Mircea Grosu, care îi păstorește de atâția ani. Dar aș vrea să închem neadevăratele și cu o mică surpriză. O surpriză care este legată neapărat de Luceafărul poeziei românești.